de vreme că am niște întrebări alunecoase pentru tine. Ia uite, ridică o sprânceană, e pregătit să ții. Nu sunt chiar așa alunecoase. Sunt întrebări firești din partea unui jurnalist. Planurile tale de viitor coincid cu cele ale Rapidului? Pentru că toată lumea se întreabă ce o să faci mai departe. Lăsând la o parte că mi-ai spus înainte de că nu s-a terminat litigiul cu el, ce mai departe ai cum să ajuți Rapidul? Să câștig la loto. Să câștig la loto 20 de milioane și să vin să cumpăr eu Rapid. Eu mi-aș dori din tot sufletul să pot să ajut Rapidul. Și nu neapărat în calitate de jucător. Dar deocamdată sunt alții care vor să-l ajute. Sper. Bun, întrebarea de zilele acestea este cine este viitorul selecționer. Îmi face Ovidiu, n-am înțeles, Ovidiu, ce vrei să spui, dar spune. La națională, Cristi, asta era cea mai... Da, am spus și am repetat. Dacă voi găsi un club să joc... A adus cumva și o schimbare de dialog în... Te-a sunat cineva după ce a plecat Pițiu? Nu. Dar nu cred că avea cum să mă sune, pentru că eu sunt un jucător care în momentul de față nu are o echipă. Mă joacă, pentru ce să mă sune? Ce faci, Cristi? Ești bine, sănătos, copilul cu mine? Au jucat și al jucătorul național, fără să aibă... Păi stai seama că l-aduceam în peisaj, l-a folosit Pițiurcă că atunci când avea echipă, nu? Ovidiu, să vorbim de noua conducere tehnică a echipei naționale. Iată că a apărut astăzi pe site-ul Federației Române de Fotbal, cu antrenor principal Anghel Iordănescu, secunzi Viorel Moldovan, Daniel Isăilă și Ionuț Badea. Urmează să te întreb și de jucători, pentru că este normal. În primul rând, cum ți se pare noua conducere tehnică a echipei naționale? Și mai devreme, un selecționer experimentat, a avut cea mai mare performanță cu Naționala României, cu generația de aur, 3 antrenori tineri care vin din urmă, Isaela, nu cred că mai are rost să mai vorbesc despre el, pentru că s-a văzut ce a făcut la Astra și performanțele care a avut, Viorel Moldovan a promovat o echipă și acum este la Naționala Tineret, iar Badea a antrenat 5 echipe în prima ligă. Eu nu cu ce rezultate? Ce rezultate? Adică e nevoie de 3 secunde de genul ăsta la Națională, Cristi și George, că voi sunteți cei mai în măsură, sunteți fotbaliști, aveți un... Poate că cu cât sunt mai mulți, fiecare vine cu o idee bună, plus că ei sunt tineri și în față de la domnul Iordănescu, cred că asta ar fi una din... Adică în față nu sfătuiesc, adică... Vin și cu sfaturi și cred că și învață. Nu știu, până la urmă e decizia lor și rezultatele... Sincer, tu crezi că domnul Iordănescu o să aibă de învățat de la Isaile sau de la Moldovan? Sau sincer? Da. Oricine poate să vină cu... Eu cred că e un schimb de genul. Cred că o să fie ceva frumos, pentru că este vorba de experiență și ceva nou.